Bună ziua, bună ziua! Am revenit, am revenit în direct. Astăzi o să facem supun cu miere de albine. Ia uitați, aici am 50 de grame de miere. Și cu lămâi. Aici am făcut un ulei de lămâie. Și cu lămâie. Așa. Și astăzi o să facem săpun cu lămâie și cu miere de albine. Și o să avem nevoie de 430 de grame de ulei de măsline extra virgin, 65 de sodă caustică, vedeți? Aici am sodă, granule. Aici am 150 de apă. 50 de grame de miere de albine de tei. Și aici am ulei 123 cântărit în interior, făcut cu ulei de floarea soarelui și cu lămâie. Lămâie întreagă și cu frunze și cu coajă și cu zeamă, cu pulpă, cu tot aici. Așa. Și să începem. O să punem cu mare, mare grijă soda caustică peste apă. Așa, se vede, se vede, nu? Așa. Așa, o să punem asta peste. Și o să amestecăm. Aici temperatura o să se ridice. Vedeți fumul? Se vede cu mare, mare grijă. Trebuie să mă dau așa deoparte. Am să deschid puțin și geamul. Așa. Să deschid geamul că soda caustică face reacție cu apa. Mă dau puțin așa deoparte. Așa. Și amestecăm să se topească soda caustică. Mai dau puțin deoparte, am deschis și geamul. Să aveți mare, mare grijă când faceți. Eu am aici uleiul de măsline, care l-am încălzit puțin. Așa. Vedeți, soda caustică ajunge la o temperatură foarte, foarte mare. Să aveți mare, mare grijă. Așa. Aici am mierea de albine, am să o pun la urmă. O să mai avem nevoie de un mixer vertical cu care o să mixăm. Apoi o să avem nevoie de o formă. Eu astăzi am să pun într-o formă, într-o tavă mai veche. Am tapetat-o cu folie de plastic și cu hârtie de copt. Și deasupra am să-i pun această... Vedeți această folie de plastic? Și o să o facem după aceea. Așa. Aici avem... Este foarte, foarte puternic soda. Aici am uleiul de lămâie. Eu l-am făcut acum o săptămână. Am pus și coajă, și frunze, și pulpă. Le-am pisat bine, 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 bine. Am să vă arăt imediat cum fac. Apoi am umplut borcanelul cu ulei, ulei de floarea soarelui. Închidem cu un căpăcel sau cu folie de plastic și punem la baie de abur să se sterilizeze și să fiarbă măcar o jumătate de oră, până se trage în jos folia de plastic. Așa, ia să vedem soda noastră. Ia uitați-o. Așa. Acum, am să dau deoparte soda aici. Așa. Aici am uleiul. Și am să pun uleiul de lămâie peste uleiul de... Și am să pun cu tot, cu pulpă, cu tot. Vedeți? Acesta este uleiul. Și în interior am pus coș de lămâie. Și le punem pe toate. Am pus și frunze.
și pulpa de lămâie. Vedeți? Pun cu totul. Așa. Deci în total aici, în borcanelul ăsta, am 123 de grame de ulei și cu lămâie. Mai întâi umplem. Ce frumos miroase a lămâie. Mai întâi umplem borcanul cu lămâie. O să facem imediat. O să facem acest ulei. Așa. Amestecăm așa bine. Să dăm deoparte. Și acum, cu mare, mare grijă, o să punem. Deci uleiul este cald. Eu le fac la ochi. Așa. Aici avem soda caustică cu apa. S-a topit și s-a mai răcit puțin. Așa. Acum, cu mare, mare grijă, eu am să pun. Aveți grijă cu soda. Am să pun paleta mea într-un borcanel aici și o să punem soda caustică peste ulei. Așa. Și acum cu acest mixer, eu am să-l bag în priză, o să mixăm toată compoziția noastră. Să dau lămâile deoparte. Vedeți? Și o să mixăm. Am pregătit această tavă. Acum i-am să prind capetele. Aici să le prindem, să le lasăm jos. Acum voi pune săpunul în formă. Să batem așa și lăsăm să se întărească. Eu l-am pus în acest vas de copt, într-o tavă mai veche. Și am pus de-asta cu care se învelesc pachetele fragile. Așa, ia să-l scot din formă. Așa. Trebuie să se usuce bine. Uitați cum arată. Acesta este cu lămâie și cu miere. Așa. Aici a avut o... Ia uitați-l. Vedeți cum arată? O să-l tăiem puțin să vedem cum arată și în interior. Săpunul cu miere. I-am dat această formă, că e făcut cu miere și cu lămâie, cu ulei de lămâie. E proaspăt, trebuie lăsat circa 30 de zile, 40, cam 6 săptămâni să se usuce bine. Ia uitați, tăiem așa pe lei. Ia uitați, săpunul. Așa.
și îl punem la uscat. Vedeți? Așa arată. Acesta este cu miere și cu lămâie. Trebuie pus la uscat să se usuce bine. Așa. Acesta este să pună cu miere și cu lămâie. Ia, dați. I-am tăiat așa două bucățile. Acum vreau să-l tai împreună cu voi, să vedeți cum arată. Și acesta trebuie să se usuce. Încă nu este proaspăt, este crud. Ia, uitați-l. L-am făcut în tavă. Acesta l-am făcut în tavă. Așa. Am să-l pun și am să-l tai aici pe șervețel. Așa. Să știți că sunt foarte, foarte bune pentru corp. Foarte, foarte bune. Așa. Și ne dăm așa o distanță și tăiem. Ia uitați. Trebuie să se usuce. Ia uitați. Așa, ia să vedem să tăiem mai bine. Trebuie să se usuce. Să pun cu miere de albine și cu lămâie. Cu ulei de lămâie. Ulei de lămâie făcut la cald. Așa. I-am dat această formă ca să știu că este cu miere. Acesta este săpunul de lămâie și miere. Așa. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și numai bine. Și vă pup dulce pe toți, pe toți, pe toți. O zi frumoasă și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere și multă, multă sănătate. Și ne vedem. Vă pup și vă mulțumesc din suflet tuturor. Sunteți alături și mă urmăriți. La revedere!